Bună ziua, dragilor! Eu sunt Georgian, iar astăzi vă voi arăta cum puteți exporta răspunsurile sau rezultatele la fișele de feedback semestrial. Mai întâi, pentru cei care nu au reușit să realizeze încă fișele sau formularele de feedback semestrial, o puteți face în Google Forms sau formulare Google. Puteți accesa scanând acest cod QR tutorialul în care vă explic cum pot fi realizate aceste fișe de feedback semestrial. Acum să trecem la varianta de exportare a rezultatelor sau a răspunsurilor. De pe un browser, logați cu contul nostru de profesor, de cadre didactice, accesăm Drive-ul, locul unde avem stocate fișele de feedback semestrial cu răspunsurile elevilor. Deci după ce le-am creat, le-am aplicat la clasă, trebuie mai departe să exportăm rezultatele. Mă voi loga și eu în contul meu. Odată accesat Drive-ul, eu am fișele de feedback semestrial organizate în foldere. Voi accesa folderul unde am fișele de feedback semestrial de semestrul acesta. Am două foldere aici. Voi accesa pe cel unde am fișele de feedback semestrial din semestrul curent. Iată semestrul 1, anul școlar 2021-2022. Aici am fișele la toate materiile. Vă voi exemplifica fișele la materiile pe care le predau eu, respectiv geografie și educație fizică și sport. Voi începe cu educație fizică și sport. Vom exporta toate răspunsurile într-un singur Excel pe file diferite. Veți vedea acum. Am accesat fișa unde eu am 8 răspunsuri. Dau click pe secțiunea răspunsuri. Pentru a exporta răspunsurile, în partea dreaptă am acel simbol de foi de calcul sau Excel, foi Excel. În aplicațiile Google se numesc foi de calcul. Dau click pe acea opțiune și mi-apare. Creați o foaie de calcul nouă sau selectați foaia de calcul existentă. Prima dată veți crea o foaie de calcul nouă. Acolo veți stoca toate răspunsurile. Îi voi pune titlul Răspunsuri Educație fizică și sport. Și apăs Creați. Aici, în dreapta jos, Creați. Bun. Se va crea această foaie de calcul chiar în folderul din Drive unde se aflau acestea. Automat, programul îmi și deschide foaia de calcul. Iată cum arată foaia de calcul. Pe fiecare coloană este câte un răspuns la fiecare dintre întrebări, inclusiv ora la care a răspuns elevul. Desigur că nu avem e-mail-urile lor pentru că aceste fișe sunt confidențiale. Pentru a lucra mai ușor cu foile de calcul, în partea inferioară a ecranului, aici unde avem răspunsul la formularul 1, apăsăm click pe săgetuță și redenumiți. Pentru a ști că sunt răspunsurile la educație fizică și sport, veți scrie educație fizică și sport. Apăs tasta Enter. Am deja creat acest Excel unde voi stoca toate răspunsurile. Apoi, pentru următoarea materie, închid formularul cu educație fizică și sport, las acest Excel deschis și mă duc din nou în Drive. Voi vedea acum în Drive, dacă apăs Refresh, că o să-mi apare și foaia aceasta de calcul și Excel-ul cu răspunsuri. În același folder unde aveam fișele de feedback semestrial. Iată, este în dreapta jos, ultima. Deja, ea se creează și se salvează automat datorită faptului că lucrez în cloud, direct pe Drive-ul meu. Acum, merg pe următoarea materie. Să zicem că este geografia. Da, v-am spus, pentru că eu predau ambele discipline, voi merge acum și voi exemplifica pe geografie, dar la fel va trebui să faceți pentru toate disciplinele. Am dat pe geografie, aștept să se încarce, merg la răspunsuri, am tot 8 răspunsuri și la disciplina geografie, din nou merg pe simbolul de foi de calcul, apăs pe foi de calcul create, iar de această dată, în loc să creez o nouă foaie de calcul, eu voi merge și voi selecta o foaie de calcul existentă pentru a adăuga o nouă filă în foaia de calcul existentă pe care o aveam cu răspunsul la educație fizică.
După ce am selectat această opțiune, selectați foaie de calcul existentă, apăs selectare. Acum îmi va cere în ce foaie de calcul vreau să export această filă. Și desigur, aceea pe care eu am denumit-o răspunsuri educație fizică și sport. Dar practic acolo voi stoca toate răspunsurile la toate disciplinele. Apăs selectați și automat mi se va și deschide documentul. Și veți vedea că acum voi avea două file în acest document, nu una singură. Imediat, iată, s-au încărcat deja răspunsurile la geografie. Vă spuneam, pe fiecare coloană avem răspunsurile fiecăreia dintre întrebări în formular și iată, îmi scrie aici răspunsul la formular 2. Cealaltă filă, în continuare, mi-a păstrat-o cu răspunsul la educație fizică și sport. O las să se încarce și pe aceasta, pentru că am dat click pe ea. Iată, aici am educația fizică și sportul. Iar aici răspunsul la formular 2. Redenumesc, apăs pe săgetuță. Pe săgetuța de aici și apăs redenumiți pentru a redenumi și această filă și spun geografie. Și am deja exportat răspunsul la geografie și educație fizică și sport. Ei bine, ce trebuie să fac mai departe? Să merg în Drive, să accesez următorul formular. De obicei este bine să le luăm în ordine alfabetică în care le avem aici, pentru a nu ne încurca. Iar după ce exportăm deja un formular, putem închide acele foi de calcul. Ele se stochează automat, v-am spus, în Drive, în folderul unde avem și formularele. Și procedați așa pentru fiecare disciplină. Până obțineți o foaie de calcul cu nu mai puțin de 15 sau 16 sau 17 file, câte formulare ați aplicat la clasa unde sunteți diriginte. După care, acestea desigur, apoi le putem sorta aceste date după ce criterii dorim. După numele cadrului didactic, după disciplină, după răspunsul la o anumită întrebare, în funcție de ceea ce ne dorim să aflăm. Este foarte important să știți însă cum trebuie să le exportați, iar dacă doriți să salvați acest fișier Excel în computerul dumneavoastră, să lucrați local, apăsați pe fișier în partea stânga sus și apăsați descărcați și apoi ce tip vreți să aibă documentul. Excel ca acesta, Open Document sau chiar PDF. Eu lucrez de obicei cu Excel-ul pentru că îmi permite să sortez date. Și atunci apăs Microsoft Excel și iată, mi-a descărcat acest formular. Și apăs afișează în dosar, se duce automat în secțiunea de descărcări, răspunsuri educație fizică și sport, pot să le redenumesc în răspunsuri fișe de feedback semestrial. Dacă îl deschid, pot să-l deschid și la mine local în computerul meu și să-l văd acum și vă spuneam că voi avea mai multe file în același document. Puteți crea, desigur, și documente diferite pentru fiecare disciplină în parte. Eu zic că este mai ușor pentru o singură clasă, la clasa la care sunteți diriginte, să le stocați într-un singur document și apoi dacă mergem de sus din secțiunea de data sau date, aici avem filtre, dar avem acel filtru. Ni se aplică săgețele unde putem sorta în funcție de nume cadrului didactic sau de disciplină sau de ceea ce ne dorim noi. Sigur că și de clasă, dar în cazul în care copiem dintr-o parte într-alta, spre exemplu, vreau să iau toate răspunsurile de la educație fizică și sport, să le mut în celălalt document. Am selectat toate datele, mă duc la geografie și le lipesc aici. Acum am la ambele discipline răspunsurile și pot sorta după aceste criterii, având activat filter din secțiunea data. Bine, dragilor, acesta a fost tutorialul, eu sper că va fi util și vă doresc succes în tot ceea ce faceți. La revedere!